emoția și respectul pe care se cuvine să-l fi avut dintotdeauna în sufletul meu și nu să-l învăț. Adică, pe măsură ce-l sărbătorim. Desigur, nu pot să nu amintesc, văzând și titlul pe care voi l-ați dat în prima parte, paralela dintre situația romilor și mișcarea civică de emancipare a afroamericanilor din SUA, să nu spun că am avut prilejul să mă aflu la într-un program internațional și printre altele, printre multe alte lucruri extraordinare pe care le-am învățat acolo, m-am întâlnit cu avocatul lui Martin Luther King. Era foarte bătrân, orb, și eu pe atunci mă credeam foarte importantă, foarte puternică, știam deosebit de multe lucruri despre om. Întrebarea lui a fost, aveți o reprezentare politică, voi romii? Știa despre romi, bineînțeles, un om bine informat, aveți o reprezentare politică, sunteți o mișcare politică. Eu i-am spus ceea ce era atunci în prima parte a anilor 90 și i-am spus despre situația din România. Dar am vrut să amintesc pe acest om și nu puteam să nu amintesc despre acest lucru de faptul că am fost în Statele Unite și m-am întâlnit cu acest om. Dar revenind acum la discuția pe care eu, din păcate, am prins foarte puțin, aș dori foarte mult să spun că am sentimentul că, deși fără îndoială statisticile sunt foarte importante, foarte importante pentru sănătatea unei societăți. Matematica este ceva care ne ține, stabil și nu ne lasă să avem, să fim mult prea largi în a face anumite recomandări, anumite analize. Dar cred că ne ascundem mult la momentul acesta în spatele statisticilor, în spatele acestor afirmații că noi nu cunoaștem numărul de romi. Nu numărul este important. Cred că toată lumea este de acord cu mine. Este important să abordăm acele zone, acele localități, acele grassroots-uri, acele administrații, practic, să le abordăm așa cum este necesar, așa cum este normal la momentul acesta. Suntem, după părerea mea, într-un moment în care experimentăm democrația, după începând cu anul 90, am avut o serie de alegeri în care am fost sfătuiți, dom'le, mergeți să votați, este dreptul vostru, dar în același timp nu suntem învățați cum să sancționăm acești politicieni, fie la nivel local, fie la nivel național sau internațional, în Parlamentul European, cum să-i sancționăm atunci când ni se pare că dreptul nostru nu este respectat. Nu vorbesc lucruri.